greșelile se plătesc în viață. Dar viața merge mai departe și eu îți sugerez doar să te bucuri de ea. Da. Aoleu, abia aștept. Aș dori și un costum pentru ocazii foarte speciale. Da. M-am uitat eu pe aici prin jur cu la dumneavoastră, am văzut că aveți avem costume și ceva foarte expus, frumoase. Dar putem face și modele unicate, dacă v-ar plăcea. Asta este ideea. Pot să zic că chiar e bună tipa. Ce-mi place la ea e naivă. Da, e găsculiță, ce vrei, e văduvă, are și o copil. Te-ai răzvrătit puțin, nu-mi place atitudinea asta deloc. Fii atent că ți-am zis eu, te calc în picioare, nu mai zâmbi așa la mine. Tu nu știi ce cu cine te pui. Ce sexy ești când te enervezi. Ce sexy ești când te enervezi. Tot nu mi-ai spus, ai sau nu pe cineva. Te compoți prea frumos cu mine, nu știu ce să zic. Nu știu care sunt intențiile tale. Și ar fi ok să fii sincer cu mine. Păi, momentan n-am pe nimeni, dar cu puțin noroc. Poate rezolvăm cumva să am și pe cineva. Stau ca fraier aici de 6 luni. Nu, iubita mea, cum să stai? Pe ce tu ești fraieră? Cum să stai? Pe ce tu ești fraieră? Nu, iubita mea, nu. Hai, te calmezi puțin. Nu. Nici o iubită. Mai, eu dacă rămân fără nuntă, mă tur pe jos cu voi, deci nu stai, mă interesează. Stai, mă, liniște, dacă nu se întâmplă așa niciodată. Ei, nu se întâmplă așa. Ai, tu nu vezi că câte am pe cap? Dar nu mă interesează, nu e prioritatea mea, nu câte ai tu pe cap. Ai răbdare. Viața ne poate aduce uneori în fața unor situații complicate, în care orice decizie pe care o luăm nu poate rezolva întru totul problemele apărute. Și atunci, cel mai indicat este să analizăm lucrurile în profunzime, cu luciditate, anticipând derularea evenimentelor pentru a limita consecințele negative. Altfel, intrăm într-un cerc vicios din care cu greu mai putem ieși. La 30 de ani, Ana își crește singură fiica de 8 ani muncind într-un atelier de croitorie. Viața nu a fost foarte blândă cu ea, dar acum a ajuns la un anumit echilibru. Însă Ana resimte lipsa unui bărbat în viața ei. Și tu ce mai zici, dragă? Cu munca. Cu munca și nu mai muncă? Atât? Doar atât. Ce să faci în pandemie? Croitorie. Acasă, mâncare. Asta trebuie, da, cât suntem aici. Sunt Ana Panait, am 30 de ani și sunt croitoreasă. Și în timpul liber n-ai întâlnit și tu pe cineva? Pe cine fata să întâlnesc? Păi ești tânără, ești frumoasă, cum pe cine să întâlnești? Dacă stau toată ziua aici, toată ziua la acasă, fac treabă, ce aș putea să fac eu altceva? Să pot să ies. Zi-mi și mie ce să fac. Am o fetiță de 8 ani pe care o cheamă Maria și o cresc singură, deoarece soțul meu a murit acum 3 ani în Irlanda. Păi, nu găsesc pe nimeni, nu ai încercat parte de așa ceva. Aplicații de întâlniri pentru necunoscut. Ce fată crezi că merg de mie de așa ceva? Lasă-mă în pace cu soarta pe care o am. Păi, la vârsta ta ești văduvă. Ia uite soarta ta că tocmai intra pe ușă. Ești nebună? Vorbi serios? E drăguț. Nu, uleu, să știi. Nu, lași pe mine să iau eu măsurile. Nu, drag, hai să tragem măsurile. Lasă-mi pe mine. Facem piatră, farfecă, hârtie. Hai. Pam, pam, pam. Hei, vezi soarta? Hai, te rog, eu lasă-mă pe mine. Bine, dragă, hai, că eu oricum sunt căsătorită. Du-te tu. Bună ziua! Sunt Alexandru Marinoiu, am 34 de ani, locuiesc în Norvegia cu iubita mea, unde lucrez și ca IT-ist. Cu ce vă putem ajuta? Aș dori și un costum pentru ocazii foarte speciale. Da? M-am uitat eu pe aici prin jur cu la dumneavoastră, am văzut că aveți costume foarte expus, frumoase. Avem și ceva expus, dar putem face și modele unicate, dacă v-ar plăcea. Asta este ideea, că vreau ceva foarte unicat. Eu aș merge și pe ideea asta, dar alegem o altă culoare. Vom combina cu batistă. Sincer, voi arăta cum... Sau un accesoriu. Putem accesoriza și cu o vestă? Nu, pentru că vesta mă face să pară în vârstă și totuși sunt destul de tânăr. Se poartă, având în vedere faptul că acest sacou este foarte bine cambrat, vi s-ar potrivi. Da, se potrivește, e dar frumos, dar... Dar cel mai bine da. Ar fi să luăm niște măsuri. Vă rog să vă dezbrăcați. Ce? Da. Cum să... A, să mă măsurați, să am înțeles. Bineînțeles. Cer scuze de neînțelegere. Unde pot pune asta? Am pe ce să lucrez. Nu da, știu cum mulțumesc. Să zic, dar e de bine. Deci, cât de lung îl doriți? Să nu exagerăm cu lungimea, dar totuși să acoperim cât mai mult din... Din?
Din părțile corpului. Ar trebui să stați cât mai dezbrăcat, dar... Aoleu. Ești frumos, n-am... Ups! Am zis-o. Asta e. Vă mulțumesc și tu ești drăguță și pare destul de specială. Adică ești diferită față de majoritatea copiilor pe care le văd zilnic. Și pentru ce vă pregătiți? Pentru ce eveniment? Contează foarte mult evenimentul. În cazul în care... Vom alege și materialul și cu cineva sortați. Ideea e că îl fac pentru mine pentru că nu aveam deloc costum de nunți, da? Și dacă tot am rămas blocat aici în România cu pandemia asta, am zis că să profit de situație. Evenimentul și... când are loc? Nu are loc încă. Încă nu, deci contează încă foarte mult și materialul. Oricum sunt foarte multe de discutat, vom discuta și despre alegerea butonilor, nasturii de asemenea. Până acum am amânat o dată nunta și se pare că vom amâna și pentru anul viitor. Nu știu, mă gândesc să fie vreun semn ceva. Pe în cazul ăsta, la câte mi-ai prezentat până acum, cred că aș avea nevoie de un specialist să stăm să-mi explice tot detaliul ăsta în amănunt pe care mi l-ai prezentat acum pe scurt. Ce zici? Sună invitație la cafea sau? Bă, uite că e și frumoasă și deșteaptă. Se pare că a dat norocul peste mine. Deci ce zici, trec seara să te iau? Da, gândesc cu voce tare, n-am ce să fac, asta e... cum să nu, da! Cu mare drag. Discutăm mai multe și alegem cea mai bună variantă pentru tine. Perfect. Alex este super drăguț și mi-ar plăcea să ies cu el. M-aș bucura dacă s-ar materializa situația. Deci ne auzim. Cu mare drag. Super. După program mă găsești aici. Te aștept. Nu va trebui să mă aștept, sunt că voi fi la timp. Ah, minunat. Ciao. Și frumos și punctual. La revedere. Draga Deana, merită și ea un bărbat bun care să-i fie aproape. Acum să sperăm că Alex va fi ceea ce tânăra mamă are nevoie. Deși simpla mențiune a unei nunți pe care Alex vrea să o amâne, dă de gândit. Draga mea. Ia zici, soro, ce s-a întâmplat? Îmi place maxim de el, fată. Da, îmi place maxim de el. Da? Da. Păi și ce aștepți atunci? Bătea, apropo, reale, ce să mai... Gata, m-a dat peste cap. Fii atentă, eu nu mai știu să mai fac ăsta, nu? Ai, dragă, că așa este, lasă. Fii atent, ești tânără, eu zic că trebuie să te bucuri, da? Ești văduvă, soțul tău a murit și gata, credem... Ce e al meu, gata, nu se pune problema de așa ceva, e al meu. Ok, mă bucur să aud asta. Păi chiar ar trebui să te bucuri și tu de viață. Vezi ce vorbești, eu nu te credeam. Eu nu trebuie să mă deplasez, că vine aici. Exact, dar trebuie să faci tu primul pas. Eu? Păi de ce fac? Trebuie să lași pe el să facă primul pas. Păi m-am și uitat la tine, chiar așa, ce ai? Dar mă bucur pentru tine. Hai că țin cont de sfatul tău, deși crede-mă că m-aș fi dus acum la el. Hai, mă dat acum. Ia-l încet. Lasă-l să fiarbă. Nu, dar totul așa imediat. Nu am mai văzut-o niciodată pe Ana atât de entuziasmată de un bărbat. Mă bucur că vrea să-și refacă viața. Gata, fată, yes! Mă bucur pentru tine și așa, meriți, ți-am spus. Nu mai ai nici chef de muncă. Ce meri, fată, și eu? Meriți și tu să fii fericită. Mai ales după soțul tău, spun pariu că o să fie fericit și el când o să vadă. Nu vrea să știe că îl plângi de mâine. Au și ceva? Dacă era mai atent cu mine, era lângă mine. Nu era acolo unde era. Îmi este foarte greu să fiu și mamă și tată în același timp. Dar n-am încotro. Trebuie să lupt. Ai înțeles? Asta da. Dar greșelile se plătesc în viață. Dar viața merge mai departe. Și eu îți sugerez doar să te bucuri de ea. Da. Oleu, abia aștept. Chiar mă bucur pentru tine, fată. Din păcate, nu mi-am refăcut viața, deoarece în România este foarte greu ca o mamă cu un copil să-și mai găsească pe cineva. Ana merită să fie fericită, că e tânără și frumoasă, doar nu trebuie să-și plângă soțul toată viața. Într-adevăr, Ana are dreptul să-și refacă viața. Își dorește mult acest lucru și când simte că a găsit omul potrivit, devine nerăbdătoare. Bună, ce faci? Unde ești? Îmi dai țeapă? Nu, când îmi dau țeapă, doamne, frește. Stai că de acum stau să caut loc de parcare, n-am găsit loc pe aici. Nu știu, în câteva secunde parchez și vin și imediat. Hai, mergi pe jur, te rog, că nu-mi place să aștept. Cu acest ultim telefon, Ana și-a arătat cât se poate de evident disponibilitatea unei relații.
Nu rămâne decât ca Alexandru să dovedească faptul că este un bărbat de încredere. Trebuie să stau să le culeg. De aceea am întârziat. Cu plăcere. Vai, ce frumoase sunt. De mulți ani n-am mai primit așa flori frumoase. Dacă de frumoasă ești, sunt nimic. Până de frumusețea ta. Și să știi că ar trebui să primești mai des flori. De ce te miri că le-ai primit? Nu prea am avut șanse să primesc. Cum așa? O fată frumoasă ca tine? Uite așa o fată frumoasă ca mine. Așa deci fost... putea oferi, nu știu, zilnic flori. Mai frumoase ca acestea. Mulțumesc frumos, da. Frumos din partea ta. Mulțumesc. Puțin oameni fac gesturile astea, dar e minunat. Îmi place de Ana. E foarte frumoasă și e foarte important că e vulnerabilă, ceea ce o să o facă să pice foarte repede. Doar că trebuie să fiu foarte atent, că viitoarea mea soție nu trebuie să știe nimic despre asta. Ce îmi spui despre tine? Vreau să te cunosc. Păi și eu vreau să te cunosc. Tu ce poți să-mi spui despre tine? Ce pot să-ți spun eu despre mine? Ciudat, dar eu ți-am pus prima întrebare. Bine fie. Știi cu ce mă ocup deja. Poate e spion sub acoperire, n-am de unde să știu. O, doamne, la o croitorie? Nu. Viața mea s-a schimbat. În urmă cu 3 ani am rămas văduvă. Soțul meu a murit. Am o fetiță de 8 ani. Ce drăguț. Maria o cheamă. Ce nume frumos. Este sufletul meu și tot ceea ce mi-am dorit pe lumea asta. Dar vezi tu... Nimic special în viața mea, doar copilul meu ce mai îmi dă speranță să trăiesc. De ce nimic special? Stai că aici ne blocăm puțin. De ce nimic special? Pentru că ești o fată foarte frumoasă, văd că ești și deșteaptă, o meserie frumoasă ai. De ce nimic? Să zicem că da. Sunt singură și nu am reușit să-mi fac pe cineva. Nici nu cred că am simțit nevoia. Mi-am dedicat toată viața fiicei mele. Păi mă simt obligat în cazul ăsta să fac eu ceva cu viața ta dacă tu n-ai reușit să faci. Cum ar fi? Nu știu, trebuie să umplem niște goluri din viața ta. Da, nu știu ce să zic. Nu a reușit nimeni până acum, dar poate niciodată tu... Niciodată să nu spui niciodată. Poate tu ai face o schimbare în viața mea. Doamne, cât de frumoasă că ești. Mulțumesc. Ești superul. Și tu ești adorabil. Chiar mă bucur că am nimerit la tine la croitorie. Cred că nimic nu e întâmplător. Da, să știi că... Am și comandat băuturile. Ah, bun. Dacă ar fi să încep o relație, Alex ar fi bărbatul potrivit. Dar mai aștept. Mi-e puțin teamă. Spune-mi despre tine, că despre mine ai aflat câte despre ceva. Mine? Ce pot să spun eu? Păi, în afară de faptul că îmi place foarte mult de tine, ca să spun despre mine, eu m-am închis în ultimii ani, m-am cam închis în muncă, nu prea mi-am mai ars de alte lucruri. Lucrez în Norvegia, ca IT-ist. Și am venit în România, în vacanță, și cu pandemia asta am rămas blocat oarecum aici. Și am zis că decât să merg înapoi în Norvegia, să stau în carantină 14 zile, mai bine profit de timp și îmi petrec timpul pe aici. Și cred că o să profit mai mult. Cred că o să profit mai mult de timp. Poți să răspunzi că nu mă deranjează. Nu, e neimportant apelul, lasă, nu-ți bate capul. Da. Ce de gând să rămâi în țară? Ce se întâmplă cât încă ești burlac, nu se pune. Și ceea ce nu știi, nu te omoară. Da, deci chiar trebuie lucrat pentru a putea avea un motiv întemeiat să rămân în țară. Irlanda? Se pare că primești comenzi pentru creditorie și de acolo? Nu. De când am rămas singură, tot primesc apeluri din Irlanda. Nu știu cine a făcut rost de numărul meu, dar chiar nu răspund la numere. Trebuie străin. Să restricționez cumva dacă te deranjează aceste apeluri. Nu răspund și la un moment dat o să renunțe. Unde rămăsesem? Da, la motivul care ar putea să mă lege de țara asta. Apropo, pentru ce evenimente îți faci tu costumul? Păi, am zis să-l fac pentru că, cum ți-am spus, văd că insistă. Cred că am trebuit să răspunzi totuși. Nu, lasă-mă. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Ce întrebare? Cum e vremea mâine? Păi, dimineața răcoare, după amiază ploaie și seara cu tine. Vai! O să notez pe asta foarte tare.
mă faci să roșesc. Și să mă și îndrăgostesc de tine ușor, ușor. Și e ceva rău cu asta? Eu sper să nu. Eu cred că o să fie ceva deci... foarte bun. Deci? Nu știu ce să fac. Mă cam ia valul. Dar cred că am să mă las dusă de el. De să fiu directă. Ne-a costumul plăcea. Pe care vrei tu și... la care eu lucrez e de ginere, pentru că am o experiență și știu foarte bine mirii ce optează. Sunt convins. Ești cu cineva? Cine crezi că s-ar îndrăgosti de un om atât de urât ca mine? N-am cum Doamne, să fiu cum cu cineva. Cum să spui așa ceva? N-am cum să fiu cu cineva, plus de alta ți-am spus. Îl fac pentru că în toată garderoba mea, mie îmi plac hainele și îmi cumpăr destul de des, dar uite că costum de nuntă n-am avut niciodată. Și... depinde acum dacă ești invitat sau mire. Invitat. Sau, n-ai de unde să știi, poate voi fi și mire. S-au anulat toate nunțile, da? Fine. Poate la mine o fi ceva mai special. Mm-hmm. Atunci o să fac și costumul să fie la fel de special ca tine. Chiar mi-ar și frumos. Și să faci și tu o rochie asortată. Mă gândesc și o să țin cont, să știu. Apropo, ce culori preferate ai? Roșu, culoarea pasiunii. Îmi place. Înseamnă că am nimerit florile. Mă asortez cu buzele, cercei, culmea. Eu cred în destin și faptul că mi-am asortat rujul, cercei și trandafirie. Apropo, să știi că mi se pare foarte sexy râul tău. Și eu care vreau să merg la logoped să-l schimb. Nu, asta te face foarte specială. Poți răspunde, nu mă deranjează. Nu, e neimportant, stai liniștit, era un e-mail. Cred că ar trebui să ne închidem telefoanele. Da, să știi că ar fi o idee. Da, hai. Suntem foarte, foarte căutați. 1, 2, 3 și... Pam. Cu cât mă apropii mai mult de Ana, îmi dau seama că Anca, viitoarea mea soție, nu prea e ceea ce mi-am dorit. Lăsând glumele deoparte, tot nu mi-ai spus, ai sau nu pe cineva. Te compoți prea frumos cu mine, nu știu ce să zic. Nu știu care sunt intențiile tale. Și ar fi ok să fii sincer cu mine. Păi, momentan n-am pe nimeni, dar cu puțin noroc, poate rezolvăm cumva să am și pe cineva. Ce spui, ți-ar place să am pe cineva? Rămâne de văzut. Da, sunt multe care rămân de văzut. Dar până atunci, Alex se bucură în apartamentul lui din București de perioada de burlăcie, până la un moment dat. Da. Bună și ție, iubita mea. Am dormit. N-am auzit telefonul. Asta e, ce să fac acum? Ia auzi, mă, la el ce tupeu pe tine. Dar de când îți permis tu, mă, să nu ții telefonul lângă tine? De dacă m-a luat sonul, l-am lăsat și eu în sufragerie. Ce-am făcut? Te-ai luat bilet? Mai durează puțin până se face costumul, da. Și puțin înseamnă o săptămână. Deci dacă am stat noi atâta timp, o săptămână nu ne va omoră. Am impresia că Alexa cam început să fugă de mine. Mi se pare că viitorul meu soț cam întinde coarda. Bă, băiatule, deci fii atent, dacă săptămâna viitoare nu vii, te calc în picioare, tu înțelegi ce spun. Doamne, ce nervoasă ești, pe bune. Ce te enervezi în halul ăsta? Cum să mă calci în picioare? Așa face o iubită așa frumoasă ca tine să mă calci în picioare? Nu se poate așa ceva. Mă, băiatule, am impresia că tu nu mai ești de frică deloc. Păi, nu e normal să ne știm de frică. Păi, cum să te știu de frică? La început mi s-a părut foarte sexy acest lucru. Doar că odată cu trecerea timpului a început să exagereze și sare calul tot mai mult, ceea ce mă face să mă îndepărtez de ea. Auzi, mă, dar tu mă iei așa de proastă pe mine? Nu te supăra. Nu, eu te-am luat de frumos. Dar aici, auzi, dar pe mine cine mă ajută, mă, băiatule, cu toate pe aici prin țară? Ce, eu stau ca proasta în Norvegia și tu în România? Bine, mersi, nu? Dar cine face, mă, curățenie? Cine calcă, cine spală? Dar tu ce crezi că sunt eu, menajeră? Stai puțin, tu mai ești cu cineva în casă? Nu, sunt singură și tocmai de asta n-are cine să mă ajute. Păi tocmai ți-ai răspuns la problemă, dacă ești singură. Ce-ți mai trebuie cineva să facă curat atâta timp? Că tu ești singură și tu ai spus că dacă ești singură, nu faci mizerie, nu? Deci automat nu trebuie să faci mare curățenie dacă ești singură. Te-ai răzvrătit puțin, nu-mi place atitudinea asta deloc. Fii atent că ți-am zis-o, te calc în picioare, nu mai zâmbi așa la mine. Ce sexy ești când te enervezi.
Da? Stai să vezi ce sex o să fie taică-miu dacă îi spun. Că te împachetează, știi cum? M-am săturat de ea și de familia ei de hoți. Altceva e, sincer, habar n-au ce să facă decât să amenințe, să distrugă vieți sau să țină persoane sub papuc. Păi de ce să mă împachetez? Ce-am făcut? Că nu faci ce trebuie. Păi ce ar trebui să fac? Faci orice altceva în afară să-ți cumperi nenorocitul ăla de bilet, dar tu mă ții așa de proastă, mă? Puteam să merg în Norvegia, stau 14 zile în carantină și după să merg acasă, dar îmi doresc mai mult timp pentru mine. Vreau să-mi dau seama dacă Anca este persoana potrivită mie sau nu. Iubita mea, hai că eu trebuie să închid să merg să-mi iau costumul. Dacă ei ne mai auzim, vorbim mai târziu, da? Și dacă cumva nu răspund, înseamnă că dorm. Așa că nu te mai enerva, că te enervezi și uite, strici fățuca aia frumoasă și sexy. Ce faci, mă? Îmi închizi tu mie telefonul nas? Bă, băiatule, ai grijă! Ai grijă că dacă îl pun pe taică-mi pe urmele tale, ai încurcat-o! Și uite da? Cum o să închid! Ia vezi de lungul nasului! Ha, te pup, pa, pa! Neobrăzat! Ia uite-te tu! Așteaptă când ți-o-i face o chemare, atunci să vii. Până atunci, țipă ca un nebun. De când a apărut Ana în viața mea, parcă îmi doresc, sincer, să bage așa carantină totală și să mă izolez cu ea undeva, nu știu, să fim doar noi doi. Am impresia că Alex se preface, ori nu mă ascultă. Am eu metodele mele să mă fac auzită. Metodele despre care vorbește Anca îl implică pe tatăl ei, care de ceva timp se află în Norvegia alături de fica lui, cu o ocupație ce nu inspiră mare încredere, mereu la limita legii sau în afara ei. Am adus marfa, ce am vorbit. Ce am vorbit, băi, dar tu nu ești sănătos. Mă, ți-am zis, mă, să te vii, mă, cu talent, ce mi-a adus? Trei telefon? Iubesc că asta e păi telefoane de 1500 de euro. O fi 1500 după ce ajunge în țară. Ce cum mi-a adus? Doar trei telefoane? Chiar nu ești... Vezi că s-a deschis ea pe ăștia, păi și... Ține-i, mă, acolo. După. Tată! După ce să vin. Ce faci, da. Mă, tată? Unde umbli, că te caute? Ce să mă lași? Ce ai pățit? Ce am pățit? Nu suport ca Alex să nu facă ce spun eu și să-mi iasă din cuvânt. Dacă nu ascultă de mine, o să asculte de tata. Alex! Păi nu vrea să vină înapoi! Cum nu vrea să vină? Nu vrea să vină! A zis că el trebuie să stea în carantină, că auzi tu pe un fel! Numai din cauza ta, că tu l-ai lăsat să plece! Păi cum? L-am lăsat că a plecat cu treabă. Da, a plecat cu treabă și acum de ce nu se mai întoarce? Nu păi știu mă întreb cum faci. Ce combinații, ce ai făcut tu cu el, ce ai vorbit? Când ai vorbit ultima oară, nu vorbiți voi, nu ai iubit. Abia mai dau de el. Deci fii atent. Să știu eu ce deci fii atent. Nu mă interesează cum faci, dar tu dai de el și afli ce face România, că eu rup cârca, înțelegi? Băi, te-a supărat ăsta, uita câtă bătaie am dat eu? Păi da, cred că a uitat și de bătaia de la mine, eu așa fac seama. Deci nu mă interesează. Este mai așa că îl sună. După ce treaba merge destul de greu, viitorul genere mai încrează și probleme. Lasă cum să-i arăt eu lui. Pune mâna pe el. Că dacă nu se poate cu voia bună... Lasă-l mai așa un pic că-l rezolv eu. Venim cu forța atunci. Auzi, că nu poate să stea închis pe aici pe zile în casă. Nu răspunde, mi-a dat unde ocupat. Și tu pe obraznic care-s... Băi, cap, fii atent la mine. Îl sun pe topor. Deci neapărat astăzi rezolv problema. Îl sun pe topor și îi spui să... Rezolvă treaba cu Alex, da? Să vede ce face ăla, pe unde este, ce face, cu cine e, ce mănâncă, ce... Atâta. Vreau să știu și ce aia respiră, că e rupt cârca, ai înțeles? Da, hai să merge, fata. Să rezolv. Maimuțul ăsta văd că a uitat cine e șeful, el e supus în familia asta și a luat-o în cap. Da. În grea încurcătură este Alex, care, la cum se pune problema și dacă nu vrea, va trebui să fie viitorul soț al Ancăi. Orice alt scenariu devine periculos pentru el. Totuși, Alex riscă. Doamne, ce zi am avut azi, zici că au nebunit toți cu costumele lor. Nu mai sunt evenimente, dar tot vor să-și facă costume. Păi le fac acum, că e pandemie, sunt reduceri, na, și le folosesc anul viitor sau când au ei nevoie. Deci până la anul se îngrașă, slăbesc, pe ce fac? Iar o iau de la zero, nu mai pot, sunt extenuată, mă dor toate oasele dacă mă crezi. Muncesc foarte mult. Asta e... Ce să... Asta e mie jobul, n-am ce să fac. Las că ajungi acasă acum să faci un duș fierbinte și am grijă să te fac bine. Ce m-aș fi făcut fără tine? Mereu ai grijă de mine. Nu mă mir că m-am atașat atât de mult de Ana. Simt că ea este femeia potrivită pentru mine și încep să-mi doresc cât mai mult de la relația asta. Asta este viața. Știi ceva? Dacă nu era Maria... Aș fi plecat cu tine în lume, așa, nu știu, să ne plimbăm, să ne facem de cap. Păi pe mine nu mă întreb dacă vreau. Vrei să pleci cu mine în lume? Dar de ce să plecăm, dacă ne este bine aici?
Da, și din monotonia asta mă deprimă, nu-mi place deloc. Am ceva emoții în ceea ce privește relația asta. Nu știu ce ar spune părinții mei, prietenii, cunoștințele. Vezi tu, Maria începe să crească și înțelege foarte bine cum stă treaba și de aceea îmi doresc să fiu mai relaxată când vine vorba de noi doi, dacă știi ce vreau să zic. Măi, legat de Maria, eu îți promit, uite, chiar dacă nu am experiență cu copiii și nu știu ce înseamnă să ai un copil, eu îți promit că o să fac tot posibilul să mă apropii de ea și chiar am să te ajut în creșterea ei și chiar vreau să fim prieteni. Până la urmă sunt convins că e un copil minunat atâta timp când tu ești mama ei, n-are cum să fie altfel. Așa de drăguț ești tu? Îmi plac copiii, de ce să mint, doar că n-am avut ocazia, știi, să mă obișnuiesc cu faptul că aș putea fi părinte. Dar nu spune că vrei să o cunoști sau chestii de genul. Sigur că vreau să o cunosc. Serios? Sincer, chiar aș vrea să o cunosc, da. Mă uimești, serios. Lucrurile merg din ce în ce mai bine între noi și mi-ar plăcea să trecem la nivelul următor. Nu vine să cred. Păi și când vrei să o cunoști? Nu știu. Ideea e că n-ar trebui să ne grăbim, nu știu, n-aș vrea nici să o speriem. Ea, sunt convins că încă, na, se gândește la tatăl ei și n-ar trebui să forțăm lucrurile, știi ce zic? Nici nu vreau să te oblig să faci ceva, dar îți mulțumesc din suflet că mă susții și că ești lângă mine și ești alături de fiica mea. E cel mai important lucru. Atunci când cineva îmi iubește copilul, înseamnă că mă iubește și pe mine. Mi se pare foarte normal în momentul în care îți dorești o persoană să o iei cu tot ce vine, nu? Mulțumesc din suflet. Și mai ales că, na, copiii sunt parte din sufletul nostru, a fiecărui om, mai ales când ești părinte. Atâta timp cât face parte din viața ta, eu îmi doresc să fac și o parte din viața ta și automat suntem acolo cu toți. Îmi vine să plâng când vine vorba de fiica mea. Sunt uimită de dorința lui Alex de a o cunoaște pe fiica mea, Maria. Nu am vrut să vină chestia asta din partea mea pentru a nu-l speria. Uite că am ajuns. Ce zici, trec de seară să te iau? Nu știu dacă o să mă lase Maria, știi cum e ea. Ce păpuș zicea că îi plac ei? Vrei să o ademenești sau cum? Nici pe departe. Am înțeles. Da, nu știu ce să zic. Plac păpușile, da, totuși. Văd eu cum o drag cu Maria. Las de ce să fii la mine, totuși. Da, e destul de devreme. Mai sunt 4 ore până atunci. Mai bine stau și te aștept aici. Uite, aici, în fața blocului, stau frumos. Păi și păpușile, de unde le iei dacă stai aici? De la magazinul de păpuși, nu, normal. Bine, fie, hai, super, m-ai convins. Să o rezolv cu Maria și... Nu e moral, nu e cinstit. De ce să nu fie nu moral? E frumos ce faci. Tu ești o femeie cu obligații. Ce obligații, mamă? Păi tu ai un copil de crescut, tu ai un soț. Da, soțul meu care nu a fost în stare să... să ia alături de mine și de fata mea, nu? Mi-l faci knockout, mi-l aduci încoace. Topor aia... să fie... Cum? Topor va sta în umbra ta, dacă în caz de face ceva nesimțit ăsta. Crezi că ăla ridică mâna? Păi nu cred că ridică mâna, dă-l numai că m-a scos în sărită. Vrei să fie ultima dată când ridică mâna la cineva? Cumnate, ce faci, cumnate? Cine? Hai, fugi, că îți explic eu de seara. Păi cum? Hai, fugi. Hai, intrați. Hai. Ce faci, cum dat? Înainte să plec la muncă, au venit vreo 4 persoane la el, știi? Și să-i cumnățeau, uite, cumnatul, cumnata, m-au zis, bă, nici măcar nu m-a prezentat. Dar cine era tutuia de la... Apropo, da, că ne-am dat cu mâncare. Da, e croitoreasa care i-am dat să-mi facă mie costumul pentru nunta cu Anca. Așa? Și am angajat-o să vină să mai facă și curat pe aici. Da, uite, vezi ce treabă bună face eu. Poate era și menajerul, să înțeleg, nu? Deja se poate spune că Ana are o relație cu Alex, chiar dacă unele lucruri sunt încă ascunse. Chiar și așa, premisele o fac pe Ana să fie din ce în ce mai zâmbitoare după fiecare întâlnire cu iubitul ei. Să rămână, mamă! Ce faci, Ana? Bine. Ai venit de la muncă? Văd că radiezi. Da. Zici că ai câștigat la loto. E, hai, lasă glumele astea, că nu-mi arde de așa ceva. Ce ai? Lasă mișto cu mine, lasă vrăjala că e aici o treabă serioasă. Zici cine e. Ce să fie ce? Știu că te-am
întâlnești cu alt bărbat. Ce faci, mă urmărești acum? Ai ajuns la bătrânețe și faci pe camera de supraveghere, că nu înțeleg. Ana. Ana, ce e ca Ana? Tu ești o femeie cu obligații. Fata mea trebuie să-și bage mințile în cap. Nu este o femeie liberă, are un copil. Să mă lase în pace mama cu obligațiile. Nu vreau să mă călugăresc de la vârsta asta. Am 30 de ani și toată viața înainte. Situația, pus... viața ta nu e așa clară. Te-ai pus cu aspiratorul mână ca să faci mie ce? Observații? Că ce? N-am voie să-mi fac, să-mi repet, refac viața? Lasă mișto cu mine, spune cine e. Este iubitul meu. N-am voie să-mi refac viața, că nu înțeleg. Dar nu e moral, nu e cinstit, ce să nu, fie nu e frumos ce faci. Tu ești o femeie cu obligații. Ce obligații, mamă? Păi tu ai un copil de crescut, tu ai un soț. Da, soțul meu, da, care nu a fost în stare să fie alături de mine și de fata mea, nu? Maria are nevoie și de un tată. Dar tatăl ei este mort. Maria înțeles? Are tată. Da, are tată, dar este mort. Și tu ce faci acum? Ești cu primul care ți iese în cale? Nu este primul și Alex este un bărbat super ok, care mi-a oferit tot ce am eu nevoie pe lumea asta, ai înțeles? Atenție, este un bărbat protector și mă iubește. Și chiar o să-l prezint. O să ți-l prezint. Ce părere? Chiar crezi că am nevoie să-mi prezinți primul bărbat din viața ta care ți-e în cale? În momentul în care tu ești o femeie căsătorită și ai un copil de crescut? Nu, explică și mie unde să fie o femeie căsătorită. Oricine poate să fie o femeie căsătorită, ai înțeles? Unde este soțul meu? Unde-i tatăl Mariei? Spune-mi acum unde este. Păi tu ar trebui să știi mai bine unde este. Eu? El trebuie să știe foarte bine unde e locul lui și acolo va rămâne. În curând voi fi o femeie liberă, ca să înțelegi. Ana să-și asume tot ceea ce face. Eu nu vreau să fiu părtașă la minciunile ei. Trecutul îl voi lăsa în urmă. Ce a fost, a fost. Viitorul contează. Să ne înțelegem. Nu vreau să mă faci de râs. Cu ce în primul să rând că nu vreau să-mi aduci bărbați în casă. Dar ce bărbați am adus până acum? Nu vreau să te vadă lumea din bloc și prietenii și vecinii că se perindă tot felul de indivizi pe aici. Nu e unul, unul și bun. Primul și ultimul. Eu n-am de unde să știu dacă e primul și ultimul, dacă tu știu ai ieșit să te întâlnești cu primul bărbat care ți iese în cale. Vorbești peste mine, mamă, fără să știi despre ce este vorba. Și asta mă deranjează cel mai tare. Vrei să mă vezi sau nu tu fericită? Tu la Maria te-ai gândit? La ea mă gândesc în primul rând. Păi nu te-ai gândit, dacă tu te gândeai că ea până are o acum vârstă. Am gândit la mine, că zic nu, lasă, că totuși vreau să fiu o femeie singură și așa voi fi singură. Dar nu am zis că e timpul să-mi refac și eu viața. Și am stat foarte bine, am analizat. Alex este un bărbat demențial. Este bărbatul alături de care vreau să-mi petrec tot restul vieții și vreau să fie cu adevărat tatăl Mariei. Eu te-am este înțeles. Un bărbat ascultă-mă care puțin. Se implică și dorește foarte tare. Tu ai înțeles că Maria are o vârstă și ea percepe acum că tu îi aduci un individ în casă care nu este copilul. Tatăl ei? Întâi îmi iubește copilul și apoi mă iubește pe mine, Alex. Ce educație îi dai? Mă educație ales. Nu înțeleg ce a apucat-o. A stat 3 ani de zile liniștită și acum a apucat-o îndrăgosteală. Chiar dacă am un copil, am tot dreptul să fiu și eu fericită. Iar Alex este bărbatul potrivit. Băi, mamă, aberezi! Doar m-a adus în fața blocului, nu s-a întâmplat nimic deplasat. Nu știe nimeni ce este în sufletul meu, în viața mea și așa mai departe. E ok? Și nu vreau să audă Maria discuțiile astea, pentru că atunci mă va întreba ce cu discuțiile astea. Ana, apropo, Ana, aveți că seara asta vei rămâne Ana, cu ea? Ascultă-mă cam și o puțină treabă în oraș. Eu nu aberez, pentru că tu ai zis că ai să vii să-l prezinți. Drept cine îl prezinți tu pe individul ăsta? Ți-am mai spus și lasă-mă în pace, fă-ți treaba. Lasă-mă în pace. Chiar dacă nu are sprijinul mamei, Ana nu se gândește să renunțe la Alex. Ce nu știe ea este că bărbatul ascunde un fel de viață paralelă pe care o are, despre care știu apropiații doar. Unul dintre ei este prietenul său, Vali. Ce te ține pe aici, pe România, dar nu mai pleci tu în Norvegia? Uite, mă, ce curios ăsta mi-e. Păi nu, dar ești de vreo 4 luni pe aici și n-ai mai plecat. E, mă reține și pe mine o scamă, mă. Și deja zău. Începe să-mi cam placă. Ce scamă? Blondă, brunetă, roșcată. Ce scamă? E brunetă, mă. Ma... Păi parcă ți-ți plăceau blondele. E, mănânci icre odată de două ori, dar la un moment dat vrei și tu tot peștele, nu? Păi ia vezi că e cam nasol cu schimbările astea de mâncare. De ce? Întotdeauna în viață e bine să mai diversifici, că altfel te plictisești. Cât să mănânci, mă, ciorba de acasă? Mâncarea la restaurant întotdeauna e mai bună. Ok, și zici și mie de bruneta asta, cum e? Păi ce vrei să-ți spun? E frumușică. Bă, să știi că chiar e bună tipa. Ce-mi place la ea e naivă. E, adică? Da, e găsculiță, ce vrei, e văduvă, are și un copil. Da, oh. E, bă, dar vezi că ai, e bună are rău, și bă, copil. Bă, vezi că e bună rău. Știi că fratele tău ăsta de la poze cu ea, toate? Nu, no. Știi că nu-mi place. Țin în telefon de-astea.
Și Anca ce zice de chestia asta? Știe? Ce treabă are Anca? Ea e acolo, ce? Ce fac eu aici? Cât îmi pierd și timpul pe aici. După, când am plecat înapoi, buști cartelă, schimbăm număr, bloc, pa! Ce trebuie să știe ce fac eu pe aici? Ce că... poate și ea face la fel acolo, de unde să știu? Să știi că nu e bine să faci chestiile astea. Eu știu că ți-ți place să te distrezi, dar cam nasol. Dacă afla Anca... N-are de unde să afle. Nu e, n-are de unde să afle. Adică, până la urmă, asta e tipă vădvă, frate. Nu stă să investigheze ea, să facă săpături, să vină, să mă caute, să mă dea de gol sau de astea. Anca nu l-ar ierta pe Alex dacă ar afla conșeală. Băi, nu știu. E văduvă, m-ai înțeles? Are un copil, dar până la urmă are exact ce-mi trebuie mie. Eu vreau ceva să mă distrez și atât. Și tipa chiar e bună, chiar arată ok, deci altceva detalii și măruntaie nu mă... Da, mă, dar totuși Anca nu te-a sunat, nu mai vorbești cu ea. Ce zice? De ce aia nu te duci acolo? Aia nu mă sună. Mă sună, dar ce? Dacă e pandemie, ce să fac? Să mă duc să stau 14 zile în carantină acolo, ca să ce? Da. Nu. N-am de gând să fac chestii de genul și plus de alta, lasă, mă, frate, mai stau și eu relaxat aici. Păi da, dar știam că o iubești, ziceai că faceți căsătorie, că băi, se anunțau planuri mari. Iubesc, na, ca să zic așa, nu, știi, da? Doamne, nu-mi vine să cred. Ce, tu n-ai călcat niciodată strâmă? Ba, da, frate, păi, dar atunci? Din moment ce mă îndrăgostesc de o femeie și vreau să fiu cu ea, păi rămân cu ea, păi nu mai calc strâmbă. Păi și ce, mă, dacă ești îndrăgostit de o femeie și vezi una pe stradă, până nu mai întorci capul după ea, aia, mă, ce treabă are căsătoria cu distracția? Că unele chestii pe care nu le faci cu nevastă ta, le faci cu alta străină, na? Și păi, tot te simți din moment ce o iubești pe nevastă ta, nu mai faci cu altele. E, nu. Băi, ești nebun, te pui cu plăcerea fizică, nu merge, frate. Stai cu mine. Faci ce vrei. Și zici că te înțelegi bine cu ea, nu? Băi, tu e ok, te poate să știi și îmi place că e, adică cum să spun eu, nu e genul ăla de pițipoancă, știi, pică repede, pune botul imediat, păi cum a văzut, a fost în cap. Orgoliul nu mă lasă să-i spun lui Vali că m-am îndrăgostit de Ana. Cum aș putea să spun asta, după a râde de mine? Vezi că ești cu o pantă cam alunecoasă și la cum vorbești despre ea, eu... Nu prea te văd bine. Băi, lasă-mă, nu mă vezi bine. Pune-ți toată ochelari, ți-am zis că de la atâta muncă ai văzut, ți-am zis, bă, nu mai munci atât de mult, că te lasă ochii. Tu și sudorii, ce vă, cum să nu mă vezi bine, ce ai? N-are treabă, frate, nu mă îndrăgostesc, stai liniște. Ce vorbesc de ea, că m-ai întrebat de ea, nu? Da, normal. Și țin tot dacă ai vedea, o crede-mă, că ești de copii și de nevastă. Bă, bă, arată bine femeia. Când de ce? Vrei să dai și tu nebunule? Stai, că minte. Hai, schimbăm subiectul, doar, că se încinge... Doar să ne prezinți, atâta, că știi că eu sunt băiat serios, nu ca tine. Hai să schimbăm subiectul. Așa cum încerca și prietenul lui să-i spună, Alex este într-o situație dificilă și fiecare telefon primit din Norvegia îi reamintește acest lucru. Da, e bine. Ce faci, mă? De ce nu răspunzi la telefon? Unde umpli? Am fost la cumpărături. Uite, acum am ajuns în fața blocului. Dădeam jos cumpărăturile. Păi și biletul ăla când ți-l iei? Că bă, că te ocupi de orice. Cumpărături știi să faci, dar bilet când îți iei? Calmează-te puțin, ce de ești așa recalcitrantă? Ți nu ți-am spus că nu pot să iau bilet până când nu trece pandemia asta? Vrei să vin să stau acolo 14 zile în carantină? Ca să ce? Ce rezolv dacă vin acum? N-am cum să vin acum. Păi cum adică, mă, băiatule? Pur și simplu. Dacă așa de mine? Cum să-mi bagi joc de tine? Eu îți explic, îți vorbesc frumos, nu-mi bagi joc de tine. Nu am cum să vin, trebuie să mă înțelegi, fii și mai înțelegătoare, nu te mai enerva așa dintr-o dată. Dacă l-aveam în față, îi dădeam cu ceva în cap. Cum adică să-mi spune el mie că nu vine în țară? Auzi la ea să mă întorc în Norvegia. Păi cum să mă întorc când ea are atitudinea asta de mare boss? Zici că sunt șoarecele și pisica și eu sunt șoarecele care trebuie să vină la comanda ei. Auzi, știi ce? Dacă ți-ai găsit vreo fufă pe acolo și faci mie vreo manevră, deci dacă vin în țară, e vai și amar de tine. Păi, tu înțelegi ce spun? Păi cum să-mi găsesc, măi, iubita mea, pe altcineva? Că uite cât de frumoasă e, știi că eu pe tine te iubesc. Cum să-mi găsesc pe aia? Găsesc femeie mai frumoasă decât păi tine? Lasă vrăjala asta, că așa mă ții de 6 luni de zile. Iubita mea, dar știi foarte bine de ce. Știi foarte bine de ce a durat atât și de ce durează atât. Altfel aș fi acolo, lângă tine. O să vin. Cum va trece nebunia asta, o să vin, o să facem nuntă, ne căsătorim. Hai să vezi ce frumos o să fie. Da, și mie când o să-mi treacă nebunia asta cu venitul tău aici, că m-am săturat? Trebuie să ai puțină răbdare, atâta tot. Stau ca fraier aici de 6 luni. Nu, iubita mea, cum să stai? Pe ce tu ești fraieră? Cum să stai? Pe ce tu ești fraieră? Nu, iubita mea, nu. Hai, te calmezi puțin. Nu. Niciu iubita.
Hai, calmează-te. Eu cred că... Te rog frumos, eu cred că-ți permis ca multe. Și dacă nu pui mâna să vii în țară, o să vin eu și e vai și amar de tine. Păi și dacă vii, ce faci? Stai în carantină? N-are sens asta, spun, că altfel veneam eu acolo. Cum să vii? Păi dacă vii tu, stai în carantină. Dacă vin eu... Auzi, știi ce? Nu mai căuta scuze, da? Bine, nu mai caut. Eu deja încep să pierd răbdarea. Bine, hai, uite, calmează-te. Hai că, uite, închid și eu ca să merg să duc cumpărăturile sus. Bine? Hai. Și ții bine și fii pe el, mă interesează, că bă, că ție nu te arde de nicio nuntă. Bine, bine. Hai că, uite, o să fac tot posibilul. Cum se rezolvă situația asta, imediat ajung lângă tine. N-am cum să mă întorc și nici nu... Nici n-am de gând să lungesc prea mult agonia asta. Cumva trebuie să termin cu ea. Se pare că iubitul meu a prins tupeu de când stă singur în România. Dar am eu act de cojocului dacă vine aici. Vine? Eu ți-am zis, dacă trebuie să vin eu în țară, ai încurcat. Păi nu veni, că o să stai în carantină și mai rău să te enervezi decât acum. Deci știi că tu nu ești genul de persoană care... Păi și dacă vin eu, nu stau tot în carantină, ce rezolvăm? Deci nu facem nicio afacere, că vin eu sau vii tu. Îmi trec și mie nervii. Păi uite, o să vin, cum se rezolvă, o să vin și o să-ți treacă nervii. Ia uite ce frumoasă ești. Nu te mai enerva, că uite, când te enervezi, nu mai ești așa frumoasă. Hai, hai că trebuie să închid, să duc și eu astea sus, bine? Hai, te iubesc, pa, pa. Și eu, pa. Sincer, chiar mă bucur că n-am apucat să mă căsătoresc cu ea. Și acum cu pandemia asta e și un lucru bun, printre atâtea rele, că m-aș da să-mi dau seama că așa zisa mea iubită chiar nu e potrivită mie. El are impresia că mă poate fraieri? Nici o problemă, că mă duc la tata și rezolvă el problema foarte repede. Așteaptă tu când te chema eu. Atitudinea lui Alex, care amână de câteva luni întoarcerea în Norvegia, o irită la culme pe Anca. Și cine să-i facă dreptate dacă nu atotputernicul ei tată? Tată! Tată! Da, mă, da! Unde ești, mă, tată, mă, că te caut de jumătate de oră, te ascunzi în toate pozitul ăsta. Am treabă. Nu, știi care e treaba ta principală? Treaba ta principală e să-l aduci pe nenorocitul ăla de Alex înapoi. Păi ce n-a crezi? Rezolvat-o, mă, că... Nu! Cum nu? Nu, n-a rezolvat-o. Nu mi-a răspuns la telefon. Și? Ce crezi că s-a rezolvat? Nu s-a rezolvat nimic. Nu mi-a răspuns la telefon, n-a sunat înapoi, n-a făcut nimic. Tu n-ai luat legătura deloc cu ăsta până acum? Păi dacă nu răspunde! Dacă nu răspunde, eu ce să fac? Eu n-am mai încercat deci să mă... Deci nu mă interesează, dar asta s-a întâmplat doar din vina ta. De și hai ce? Să-ți mai spun ceva, eu dacă rămân fără nuntă, mă tur pe jos cu voi. Deci nu stai, mă interesează. Stai, mă, liniște, dacă nu se întâmplă așa niciodată. Ei, nu se întâmplă așa. Răbdare. Tu nu vezi că câte am pe cap? Dar tu nu mă interesează, nu dai prioritatea mea, nu câte ai tu pe cap. Am înțeles, răbdare. Dacă nici de data aceasta tatăl meu nu rezolvă situația, nicio problemă, îmi iau om. Și nu mai ridica tonul la mine, că nunta asta eu ți-o fac cu banii mei, nu-mi faci tu nunta, da? Așa, și sau... nunta fără ginere cum? Nu te supăra pe mine. Auzi, te rog eu frumos, ai răbdare că eu rezolv, da? Și eu te-am rugat ceva frumos eu și nu ți-a rezolvat nimic. Ridica tonul la mine. Păi și ce ai vrea să fac? Nu mai ridica, că mă super, mă scos din sărite. Lasă-mă că știu ce am de făcut cu neisprăvitul ăsta. Ce ai de făcut? Zi-mi ce ai de făcut! Știi eu ce am de făcut, nu e treaba. Păi bă, că nu s-a rezolvat nimic! Păi știi ce fac? O să-ți iau bilet de avion și pleci direct în țară. Totul se va rezolva, eu nu am timp să stau de iubitul lui fiică mea. Îl calc asta în picioare când ajung în țară. Înțeles? Deci eu dacă ajung în țară, eu îl calc în picioare. Acum uite așa îi fac, uite așa. Îți iau bilet de avion, te duci direct în țară, o să-l pui pe topor să fie pe urma ta, să mă asigur eu că nu se întâmplă nimic, poate o fi cu altcineva, nu știu. Punem tot rău înainte și toporul să fie în spatele tău. Mi-l faci knockout, mi-l aduci încoace. Și topor aia... să fie... Cum? Topor va sta în umbra ta, dacă în caz de face ceva nesimțit ăsta. Crezi că ăla ridică mâna păi la mine? Păi nu cred că ridică mâna, dă-l numai că m-a scos din sărită. Vrei să fie ultima dată când ridică mâna la cineva? Deci tu așa faci. Eu acum, în momentul ăsta, uite, ți-au bilet. Acum. Îți fac rezervare și ți-au luat bilet și pleci direct în țară. Da? Și nu mai fi agitată. Că cu agitație nu facem nimica. L-am rugat pe tata să se ocupe personal de situația asta, nu să mă trimită pe mine în țară să mă ocup eu cu mânuțele mele de situație. Dacă așa trebuie, așa o să fac și o să fie vai de viața lui. Iau eu taurul de coarne. Hai și acum du-te și fă-ți tu treaba, că am și o problemă, că nu rezolvă nimeni problemele mele aici la depozit. Bine. Da, hai, te rog, înțelegem. Pa, te pup. Hai că ne auzim. Hai grijă de tine. Da? Pa. În țară, Alex și Ana își văd de relația lor și, în ultima vreme, locuiesc mai tot timpul împreună, fie în apartamentul Anei, fie în apartamentul lui Alex. Ce face, bine? Uite, cu treabă. Cum
cumpărături? Ia uși, ce hărnicuță ești tu. Nu prea răspuns la telefon, ce se întâmplă? Păi m-am jucat cu asta mică până acum. Acum am reușit să o adorm și vreau să mă apuc să strâng pe aici puțin, să... Că, na, a rămas puțină dezordine după noi. Chiar mă bucur mult că aveți o relație bună și că îi place de tine. Dacă lucrurile vor merge așa frumos cu Maria ca până acum, sincer mă gândesc să te cer și în căsătorie. Oh, ce drăguț! Vai! Deci mă surprinzi, nu știu ce e cu tine. O să te și surprind. O să fie o surpriză frumoasă. Cel puțin așa îmi doresc. Da. Tu ce faci? Mai mult până ajungi acasă? Așa, maxim, ajung. Super, hai, atunci te aștept. Te pup și te iubesc. Așa, te iubesc mult. Pupici, mulți. Dacă nu ar fi Anca și familia ei, Alex ar gândi serios la o relație cu Ana. Însă, în orice clipă, situația poate să se complice. E o chestiune de timp până la urmă. Hai, stai grijă. Stai, că tu pleci fără geacă. Uf! Păi ajută-mă și frumos, cumnate. Ce faci, cumnate? Hai noroc. Hai, fugi, că îți explic de seara. Păi cum, hai, fugi. Hai, intrați. Hai. Ce faci, cumnate? Sunt Vlad, fratele Ancăi, viitorul cumnata lui Alex. Fix de gașca lui Papuc, n-aveam chef acum. Musafir nepoftiți la mine în casă. Haide, că intrăm. Bine te-am găsit, ce faci? Bine ați venit, uite, pe acasă. Ești bine, sănătos? Da. Bravo. Hai că ți-o explic eu de seara. Ana nu a înțeles mare lucru din ce se întâmplă, dar și-a dat seama că ceva nu este totuși în regulă și are dreptate să creadă asta. Bine că a plecat Ana mai repede și n-a trebuit să stau să fac prezentări, că habar n-am cum o scoteam la capăt. Într-un final văd eu cum o rezolv și pe asta. M-a rugat tata să trec pe la Alex, că simte el ceva, că îi ascunde soarele. Bă, mai trebuie să vină cineva, vecin, ceva? Nu, cumnate, ai vinut aici, te-ai speriat sau ce? Nu, sunteți cam puține așa, nu știu, ați umplut toată casa de asta, nu știu. Băi, bărbatul, mergi și el, te rog, da? Așa, mai sun, nu trebuie să-i aducă de jos. Nu, bagajul nostru. Ce speriat ești. Ia uite noi ce ți-am adus aici. Ce? Un vin de la bun. Bă, bine că ai adus, că oricum nu beau. Foarte bine. Și o pilotă? Dăm cu acest pilotă. Pentru... Ia uite ce ți-am adus. Totul bio. Ia uite, și pilotă. Pentru nunta voastră, că nu o să putem ajunge. Asta cred că n-ați mai folosit-o voi și mi-ați adus-o mie. Încep cu de-astea. Ți-am adus tot proaspăt, tot bun, tot. Tu mă iei că n-am folosit. Ia uite. Ia uite. E totul bio. Ia uite. Ia miroase. Ia miroase. Vezi că ai aici toate. Le pui și tu acolo. Bă, n-au gândaci pe acolo, nu? Da, avem șobolani. Așa ne crezi tu pe noi? Nu, mă, dar din pământ, cu gândaci, cu de-astea. Dacă mai vin câteva rude de alea, încă îmi deschid aprozar la câte chestii din pământ mi-aduc. Dacă tot am bătut drumul până la București, mi-am luat și familia cu mine. Stăm și noi în concediu o săptămână, la capitală. Auzi? Dar cine era Duduia de la... A, apropo, da, că ne-am dat cu mâncare. Da, e croitoarea asta care i-am dat să-mi facă mie costumul pentru nunta cu Anca. Și am angajat-o să vină să mai facă și curat pe aici. Da, uite, vezi ce treabă bună face eu. Poate era și menajeră, să înțeleg, nu? Păi da, noi vrea să stau să fac o curat. Am chiar curățenie, nu gândeam să faci tu așa. Păi tu mai ce a terminat, că uite, a pus și pernele astea sus, că a aspirat canapeaua și tu mai ce pleca când ați venit. Apropo, ce mă gândeam eu, că a venit vorba. Îmi place cum ți-a făcut curățenie, tot frumos, da, tot în ordine. Să-mi dai și mie numărul ei, că poate o să am sună. Sunt și eu aici. Cum adică să-ți dea numărul? Ce nu mai știu de glumă? Și dacă ar fi o curățenie, ceva frumos, uite la omul ăsta cum a aranjat. Păi, dar tu ai nevasta cu tine, mă, cumnată, cum să-ți fac? Păi și la tine zici că a venit cu curățenie. Cu mine? Vlad, văd că s-a prins cine este Ana. Dar sper ca, din solidaritate, să nu-i spună nimic Ancăi. Îl înțeleg și pe Alex. Are și el nevoie de distracție, dar măcar să o facă cu perdea, să nu simtă nimeni. Ai grijă cu sormea, că până la sormea. Ai grijă cu cum îi greșești în față, că s-ar putea să dau pe mâna lui tata. Ai grijă. Parcea te face ăla. Păi ai grijă. Ce fac, măi, cumnate, nu înțelegi că e femeie măritată, e văduvă. Băi, frate, femeie măritată, ca să nu mai zic altceva, nu contează. Ai înțeles? Vezi că și eu am avut, dar n-a știut nici X, nici Y, nici... Păi stai, mă, cumnată, cu nevasta lângă tine. Lasă-mă, n-a știut vecinul, n-a știut cățelul, n-a știut cuțelul. Păi și tu nu ești, mă. Ai înțeles? Tu ascultă-o pe mine. O să te căsătorești? Eu am fost ca tine. Păi stai o secundă, că eu nu vorbesc despre că eu înșel, că nu înșel, că v-am explicat ce-i cu ea. Ai grijă că am dat-o de la una la alta, ai grijă cu sormea. Încă o dată, repet,
Păi să am grijă ce? Să nu calzi strâmb. Ce să ai grijă? Să nu treci strâmb, strada? Ți-am explicat ce-i cu fata aia pe aici. Doamne ferește, îi văd, vă tot mai am luat-o să o ajungi pe aia, să mai câștigi un ban în plus. Sper să nu fi ajutat-o altfel. N-am ajutat-o altfel, stai liniștit. Ai grijă că acum vorbesc la modul cel mai serios cu sora mea, ai mare grijă, atât îți spun. Stai liniștit, nu faci bine? Griji, că eu iubesc eu pe Iancuța acum. Griji, eu am nevastă, eu am dat vreau binele tău, că să nu intrim în tata. Că ăla... Aulă, dar nu mai pomeni de tactul, că mă... E, mă cutremur când aud de el, e băiat bun, rău sărac. Așa este. Bun. Păi ce să zic, atunci ne instalăm și noi aici frumos, că de-aia am adus bagajul ăsta. Instalează-te cum nate, unde ne vrei? Facem și noi liniștiți aici, nu deranjăm vedeți pe nimeni. Vedeți că am și balcon. Mai teamă mi este de cumnată mea, că ea e mai bârfitoare și să nu-ți spună ceva încă-i. Dar acum, na, vede, cine știe. Aici frumos să-ți așez lucrurile, eu mă duc, așa, unde mă duc să-ți o rață. Iau și un kil de portocale, ajunge un kil. Unde mă, ce să, ce mă rață? Mă duc acum de aici la piață, că avem piața aici lângă noi. Îți iau o rață de aia bună. Stai mă puțin, că nu e ca rața cum o creștem noi. Păi ți-o iau vie, mă, cumnate, cum? Păi cum să-mi iau vie? Ce fac cu ea aici? Păi cum, o tai, o pregătești. Unde o tai? În bibliotecă? Unde o tai? Pe masă? Ei, cum unde o tai? În cadă? Ce nu vrei să-ți mai... Fă-mi o listă, fă-mi cumnată o listă. Ok, să-ți să-ți fac cu ea, că e femeie, da? Mă rog, da. Ce bine să zic? Da, să iei, dacă tot iei și dai un ban, banii să iei ceva frumos păi, și bun. Păi îți iau de aia vie. Ce poate să da, fie da, mai bun decât ea? Nu e ca aia crescută, că eu am ce am cu aia crescută păi de țară. Păi iau de la ăștia, de la țăranul. Bine, ai grijă, cu ochiul format să iei ce trebuie. Iau ce e bun, iau ce trebuie. Bine cumnate. Hai, spor la treabă pe aici. Începe să se strângă lațul în jurul lui Alex, mai ales că Anca îi pregătește și ea o vizită surpriză, iar caracterul belicos al femeii îl cunoaștem deja. Dacă nu mă ajută nimeni în situația în care mă aflu, nu voi face singură dreptate. Dar tu crezi că-ți bagi joc așa de mine? Mă ții așa de proastă, nu? Ți-a vrut eu ție. Nu vrei să vii tu de bunăvoie? Nicio problemă, te aduc cu forța. Să vedem atunci ce mai e de comentat. Să vezi tu ce-ți fac cu ție. De dimineață, Ana a plecat foarte nedumerită la muncă și în permanență se gândește la felul în care ar trebui să interpreteze totul. Da, ai te spune. Ai câteva minute pentru mine? De discutat? Da, desigur, și așa este liber azi. Nu, fată, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă. Zi-mi și mie, e ceva neregulă cu băiatul ăsta. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Era atât de îndrăgostită. Da, asta e și ideea, că sunt foarte îndrăgostită de el, dar mi se pare ceva ciudat. S-a întâmplat ceva? Mă, fată, să zic ce s-a întâmplat astăzi. Înainte să plec la muncă, au venit vreo 4 persoane la el, știi? Și să-i cumnățeau, uite, cumnatul, cumnata, m-au zis, bă, nici măcar nu m-a prezentat. Zici că eram străină sau vecină, ce ai? Poate e din partea, poate are vreo soră, poate e din partea surorii lui. Ce, mă? De unde și până unde? Nu știu ce să zic, sinceră să fiu, totul părea ok. Dar să și ideea că nu mi-a prezentat din familia lui nimic. Nu știu prea multe detalii. Nu cred că Alex este ușa de biserică. Chiar nu vreau să mai sufăr din dragoste. Îmi este teamă să-l pierd. Știu că stau pe la țărănoaia, pe acolo, habar n-au și nu se înțeleg prea bine. Nu știu de unde și până unde. E ceva dubios, fată. Atunci îți sugerez să te uiți în telefonul lui. A, asta mai lipsea acum. Nu, fată, nu mai am 15 ani să mă uit în telefonul omului. Serios acum. Sau pune pe cineva să-l urmărească. Mai bine să vrei să dau și bani să-l urmărească? Detectiv particular? Am o întrebare. Preferi să știi, preferi să fii mințită sau preferi să știi adevărul? Păi nu, îți dai seama, dar dacă aș afla ceva, o să fiu foarte dezamăgită. Dacă un bărbat te iubește, nu se duce la alta. Dar nici cu forța nu poți să-l ții. Fii atent, mai bine să știi adevărul decât să fii rănită, știi? Mama, și să-și bată joc de tine sau ceva de genul. Dar problema că nimeni nu mi-a căzut cu tronc, mi-a căzut el. Și asta. Vreau să fie bine. De ce să se întâmple chestia asta? De ce ai evitat să mă prezinte? Ea e iubita mea. Ana trebuie să vorbească cu Alex și să nu adune în suflet toate dubiile. Da, nu știu ce să fac. Vezi tu, de la fericire la supărare e un pas. Când a intrat acum câteva luni pe ușă și eram atât de entuziasmată de el și acum stau foarte îngrijorată, mă înșeală, nu mă înșeală. De ce trebuie să sufăr eu așa? De ce să n-am eu parte de cineva care să mă iubească cu adevărat? Și de ce trebuie să trăiesc în suspiciunile astea? Asta mă demoralizează cel mai mult. Știu, dar până n-o să afli, n-o să poți să stai liniștită, crede-mă oricum. Oricât de mult îl iubești tu... De nu, sunt dată peste cap, sunt dezamăgită, nu mai merde de nimic.
duc în suflet o povară, de care nu știe nimeni. Am preferat să fie secret. În urmă cu 3 ani, soțul meu a făcut un accident. Era băut și avea substanțe interzise la el. A primit 10 ani cu executare. Cine ești? De ce mă întrebi tu pe mine ce înseamnă? Păi cum adică? Intri în casă și-a luat Ana menajeră? Tu cine ești? Cum adică și-a luat menajeră? Eu sunt iubituit. Tu cine ești? Cum o să fii tu iubituit? Eu sunt bărbat. Mama, tu știai și ai acoperit-o? Nu, eu n-am știut. Cum? Cum adică n-ai știut? Cum n-ați știut? Că nu înțeleg. Ce să știu ce? O să divorțăm. Maria este minoră. O să divorțăm. O voi ține departe de problemele noastre. Ni le vom rezolva amândoi. Iar tu nu voi mai căuta pentru că voi obține custodie totală. Okay. Și ești exclus din viața ei. Ia zi, Alexandru! Cine? Aici de carantină? Băi, stai, wow, aici de carantină, mă, că te cocoșezi! Potolește-te! Stai puțin, cine pe bune, gata! Cine sunt eu? Cine? Ia, cine? Cine e ea? Ia, hai! Ce? Dezvăluirile Anei referitoare la soțul ei, deloc mort, ci arestat în Irlanda, complică și mai tare lucrurile. Cei doi iubiți își ascund unul altuia lucruri de o importanță majoră. Castelul pe care l-au clădit împreună se află pe nisipuri mișcătoare. O știe și Ana, o știe și Alex, care în ultima vreme caută aprobarea faptelor sale la prietenul său, Vali. Ce onoare pe noi să trăiești, ce zici? Uite, stăteam acasă, leneveam ca lepra. Hai, intră! Stai să mă descalță. Descalță-te că... Ce faci? Ce? Uite, stăteam la televizor. Putoare, toată ziua. Tu? Ce? Uite, am venit la tine în vizită. Bei o bere? Nu bea o bere. Bă, azi cum, doamne, atâmă. Mănășcalule, o văz? Bă, dar e mișto aici. Nu? Da. Deci că te-ai măritat, mâncați și curățenie faci, copii ai. Păi da? Ai început, te mănâncă cârca este? E normal, cu soacra acum te înțelegi. Și eu, din parte, are grijă de Maria. Și ce mă, ți-e frică de soacră? E frumos să vorbești așa. Adică să înțeleg că stai cu ea în casă? Nu mă, vine să aibă grijă de Maria, ce cum să stau cu soacra în casă, e nebunit. Păi nu, mă gândeam și așa, că poate stai cu ea în casă. Alex și-a făcut-o cu mâna lui, iar eu l-am avertizat. Întotdeauna adevărul iese la suprafață. Nu știu cum să rezolv situația asta, ca Ana să nu afle că am pe cineva și cu Anca să nu iasă cu circ și balamuc dacă îi spun să punem punct. Zi, mă, ce ai pățit, nu mai mă fierbe. Zi. Cu cine crezi tu că m-am trezit la ușă, frate, la mine acasă? Cu cine? Cu tot neamul lui Anca. Bă, toți, băi, toți de la Cuca Măcăi, fraxul ăla, știi, de, era wow. Mai dilou el așa, cu aia lui, cu... Așa, și... Cu toți acolo, grămadă, și, na, îți dai seama, e ca naibă. Și situația cea mai nasoală e că a găsit o peană la mine. Pa. Și ce-ai spus? Ce naibă, am încercat să o drec, să zic că e menajera, că nu știu cum și nu știu ce, dar... Hai că ăsta, mai cum, îi dau două bere și l-am amețit, dar... Aia lui... Da, da, aia ți-e ție frică. Aia, să-i zice Luanca, îți dai seama, varsă tot aia. Da. Și de asta nu știu ce, Doamne iartă-mă, să fac. Știi? Sunt și într-un dubiu fantastic. E cam nasoală situația. Nu înțeleg de ce Alex s-a băgat în combinația asta. Mai ales că știe cât de periculos e sosul per panca. Nu mai suport situația în care mă aflu. O iubesc pe Ana și am remușcări că încă trăim într-o minciună. Da, e nasoară situația. Frățioare, tu te-ai băgat în situația asta și acum vrei să ieși bazma curat? Trebuie să-ți asumi. Păi eu mi-asum, dar na, o cunosc și tu pe Anca și știi cum e. Înțelegi că asta mi-e cel mai mult mie, știi, de reacțiile ei colerice, de isteriile ei, de toate. Și mai e și taxul ăla, ceafălată ăla, îl știi. Da. Ce-am tras pe el data trecută. Atât mai trebuie să mai dau de probleme și cu... Da. Căpcă unul ăla de taxă. Și ce ai de gând să faci în continuare? Băi, nu știu ce am de gând, dar ideea e că... De Anca mi-e teamă. Vreau să o spun pe aia sincer. Tu nu știi ce înseamnă să stai în spital bătut de malacul ăla de tasă și de nebunii lui. Mi-e frică, pur și simplu, ești nebun. Dar pe Ana o iubesc. Deci pur și simplu sunt fericit. Ai înțeles? Când sunt cu ea, băi, mă simt alt om.
Crezând că dacă stau de vorbă cu Vali, o să mă ajute, dar se pare că mai mult am intrat în ceață decât să simplific situația sau să găsesc o soluție. Într-o relație, iubirea este într-adevăr cea mai importantă, dar ea nu este deloc suficientă. Mai este nevoie de respect, încredere și sinceritate. Altfel te poți trezi cu mari surprize la ușă. Iubire, Maria! Hei, cine ești tu? Ce faci, mă? Ce cauți aici? Mai sunt, dar chiar nu-ți cheamă și prietenii, mă. Calmează-te, ce ai? Cine ești? De ce mă întrebi tu pe mine cine sunt? Păi cum adică, intri în casă și-a luat Ana menajeră? Tu cine ești? Cum adică și-a luat menajeră? Eu sunt iubitul ei, tu cine ești? Cum o să fii tu iubitul ei? Păi eu sunt bărbasul. Cum adică ești bărbas? Ce-ai rămas, mă, jucat așa? Păi tu trebuie să fii mort, cel puțin așa. Cum adică să fii? Bă, uite că am înviat, ești nebun? Așa ți-a zis că a murit? Da, așa mi te-a prezentat, că e văduvă. Nasol, bă, frate, băi, ce-i costă? Ia-ți ăsta de aici, că nu-mi place. Ana nu m-a iubit niciodată și pe lângă asta mi-a furat și viața. De unde, mă, tu iubitul ei? Cum iubitul ei? Păi dacă femeie e văduvă, ce vrei, stai singură toată viața? Păi uite, mă, în carne și oase, n-am nimic. Păi și atunci de ce spune că ești mort? Explică tu asta. Că nu e nevastă, mă, dacă ești că e nevastă ta... Fii atent, ca să nu... Să nu că eu mă enervez repede. Păi stai nu te jos. Enerva, stai, stai ușor jos. Să nu mori iar. Nu-ți face griji pentru mine, stai jos. Lasă că stau bine, ia-s. Bă, stai jos că ești la mine în casă. Păi stai o secundă, deci cum să zici că sunt la tine în casă? Poate ești un hoț, eu n-am de unde, până la proba contrară, ești un străin pentru mine. Aha. Asta crezi tu? Păi nu cred, de asta... Păi crezi că veneam așa ca dementul să intru peste oameni în casă sau cum? Păi cam ai față, scuze că față. Spun. Corect, frate, ai dreptate. Chiar să nu există o femeie de încredere pe tot globul ăsta? Cum aș putea să mai am încredere în vreo femeie după toate experiențele pe care le-am trăit? Sună pe asta să vin acasă. Păi, în primul rând nu-i spune asta, că e o femeie... O respecție. Păi, normal. E femeia pe care o iubesc. Cum? Tu iubești pe nevastă mea sau cum? Păi, eu de unde știu că... Și tu pe ușii și eu braț, deci mi-o spui în față, așa? Adică, poate îmi deranjează... Păi, dacă erai mort, ce vrei să-ți fac? Să prind o lumânare? Și erai mort! Spune, bă, dacă nu e... Ce nu-mi vine să cred, pot să mă... Iubire, nu m-a ajuns cu bagaj? Ia, ce faci, mă, viața, mă? Ia, uitați-vă, mă! Ia, uite, minune, iubire! Ia, te cer și pe alea, bă, ce faci, viața, mă? Vino, bă, intra aici! Intra aici să nu mă apuce nervii, hai, lasă vrăjeala asta, ia uite ce geantă ți-ai, ia de geanta aia! Da geanta aia încoa, ce-am zis! Bă, da geanta încoa! Calmează-te puțin, ce nu mai ții. Bă, tu stai acolo. Păi eu stau aici, ce fac? Stai acolo, vezi o treabă. Păi stai că, auzi, hai să las-o să ne explice la amândoi, că amândoi suntem puțin luați de proști. Hai, ia viteză. Femeia asta m-a distrus. Mi-a furat tot. Inclusiv identitate. De ce mi-a fost frică, nu am scăpat. Din cauza minciunilor mele, am pierdut tot. Dar de ce ești așa pornit? De ce țip la mine că știi ce ai făcut? E soțul tău sau nu? Explică odată, că vorbești cu amândoi de... Unde ai stat 3 ani de zile? Unde ai stat 3 ani de... Exact. Am fost mortă. Ai fost viu cumva? Da, te-ai îmbrăcat în negru așa? Mariei? Da, te-ai îmbrăcat în negru așa? Nu contează. În viața Mariei, ai fost viu? Bă, tu copilului meu i-ai spus că a murit. A? Vorbește! Ce suflet să ai să-ți minți copilul că taică s-o a murit? Și să aduci pe altcineva să-i spună tată, în timp ce eu mă gândeam numai la el. Acum e prea târziu să mai repar ceva. Tot ce rămâne e să spun adevărul. Ana, te rog frumos, ori îmi explici ce se întâmplă, ori am plecat. Sincer, mă simt luat de prost și mă aflu într-o situație extrem de penibilă. Băi, cu soțul mort înviat și... Păi băiatule! Nu pot să cred. Mihai trebuia să stea 10 ani. Cum după 3 ani a ieșit? Deci ori explici ce se întâmplă aici, ori plec, sincer. Unde mă să pleci? Bă, unde te crezi aici? Cum unde mă crezi? Stai mă jos acolo! Nu stau nicăieri. Bă, vorbește! Ok. Păi vorbește! Ia uite bă, teatru de ăsta ieftin. Bă, dă-ți astea, bălăriile astea. Bă, să iei bălăriile astea când ai pleca să le iei cu tine, să-ți faci ceorbă. Da, ta, o să vă zic. Hai, vorbește! Spune-l! Hai, 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 vino cu apă, vino cu apă, trag eu de tine, hai, stai aici și vorbește, hai. Hai, spune, lămurește-l pe cu mătrus. Cine sunt? Până se ajungă să dea Alex explicații, și are și el destule de dat, Ana este cea care trebuie să spună prima cum s-a ajuns în această situație limită. Oricare ar fi deznodământul, un lucru este clar.
nu poți clădi nimic trainic pe o minciună. Vreau să știu ce ai spus copilului. Spune! Maria știe ce știu toți ăștia de aici? Vorbește, te rog. Trebuie să-i spui soțului tău adevărul, Ana. Spune, te rog frumos, vorbește. Maria știe... Da. Tu? Bă, cum ai putut să spui așa ceva? Cum ai putut să spui așa ceva? Dar tu te gândești că... Ok, am luat 10 ani, da? După 10 ani mă întorceam. După 10 ani? Ok, mă întorceam. Timpul ăla s-a răcit tot. Nu asta e important, pe mine nu mă interesează. 10 ani să nu fii lângă copil? Ok, înțeleg că ai plecat să ne oferi condiții, dar okay. Nu erau de ajuns. Iar tu de ajuns. Trebuia să te gândești la copil. Dar când am plecat, am vorbit, am discutat treaba asta și am spus, ok, fac un sacrificiu, plec eu, ca să vă fie vouă bine. Dar te-ai gândit cu adevărat ce înseamnă binele unui copil? Te-ai gândit asta am discutat cu tine înainte să plec. Dar te-ai gândit, măi, fac bine dacă consum alcool? Dacă iau substanțe interzise când mă rog la volan? Orice om greșește, frate, asta crede-mă. Nu e greșeală, e o alegere. Okay. E o alegere. Și dacă ți-ai asumat-o, ți-o asum până la final. Și știai că după 10 ani de zile... Și asta e mulțumire pentru tot ce am făcut eu pentru tine. După 10 ani de zile știai că nu va mai fi nimic din ce a fost. Doamne, okay. Dar cu tot respectul, nu exista o altă variantă? Mamă, tu știai și ai acoperit-o? Nu, eu n-am știut. Cum? Cum adică n-ai știut? Nu, eu n-am știut. Eu am... Cum n-ai știut? Că nu înțeleg. Ce să știu ce? Eu n-am știut, eu n-am acoperit-o. N-ați știut că Ana a spus că copilei că e mort? A, ba da. Păi, tocmai asta încerc să vă întreb. Ba da, i-am spus. Dumneavoastră da. Ați știut nu și ați acoperit-o. Da, eu nu am putut să merg mai departe, a trebuit să spun lucrul ăsta, a trebuit să mint, pentru că deja m-a pus în fața faptului împlinit. Nu puteam să spun altceva despre asta. Adică tu nu te-ai consultat nici măcar cu maică ta, Ana? Ok, și vorba soțului tău. Că a făcut ce a făcut. Bun, plătește pentru asta. A făcut închisoare și va fi în permanență... Mi-am asumat. Da, un om cu cazier, un om care na, va avea un pic probleme. Ce să zic mamei mele? Uite, dar mama, de ce? De ce nu te-ai consultat cu maică ta? Măi, ce facem? Ce îi spunem Mariei? Pentru că nu e ca și când, gata, dacă omul ăsta a greșit și a făcut 10 ani de închisoare, mă rog, 3, cât a făcut el din 10, îl poți scoate cu totul din viața fiicei voastre. Este tatăl Mariei. Nu te-ai gândit că la un moment dat o să treacă acești 10 ani și inevitabil omul o să vrea să-și vadă copilul. Asta încerc să înțeleg eu. Te gândești puțin ce se întâmplă de aici încolo, pentru că fiica ta de 3 ani de zile știe că tatăl ei nu mai este și e cumplit pentru un copil să treacă prin așa ceva. O să divorțăm. Maria este minoră. Ah, o să divorțăm. O voi ține departe de problemele noastre. Ni le vom rezolva amândoi. Iar tu păi nu mai căuta numai... pentru că voi obține custodie totală. Okay. Și ești exclus din viața ei. Bă, cine ești tu pentru să... Pentru că ea știe o variantă, că nu mai există. Calmează-te un pic, calmează-te un pic. Cum adică să mă exclus din viața copilului meu? Mi-ai luat viața. Ți-ai luat singur tot. Nu, Ana, tu! Greșești. În momentul în care te-ai urcat băut la volan și cu substanțe interzise, tu ți-ai luat tot cu tine acolo. Mi-am asumat ce-am făcut. Ah, și încă o chestie, cum de-ai ieșit tu după 3 ani? Ana, greșești. Explică și mie, cum ai ieșit după 3 ani? Ai evadat de acolo cumva, că mi-e și frică. Greșești. Mă aștept la tine la orice. Hei, ți-e frică? Ana, păi dacă greșești. Acum nu era aici. N-ai cum să interziști tu lui să-și vadă copilul. Asta încerc să-i eu explic, te iubesc frate, pe tine și mama ta, așa și de Maria, dar nu sunt de acord cu cum ideea asta. Cum adică să-mi iei și copilul? E și copilul lui, nu tu poți. Tu ai de cât a tânjit Maria după tine? Băi, femeie, avem aceleași drepturi. Omule, tu erai în pușcărie, da? Și fetița îmi cerea, mami, vreau să vorbesc cu tati pe video. Okay. Eu ce să-i zic? Era plecat pe un vapor unde nu există internet. Existau alte variante, doamnă, dacă v-ați fi consultat cu mama dumneavoastră, dacă ați mai fi cerut un sfat, pentru că puneți-vă un pic în situația fiicei dumneavoastră. Este, în primul rând, traumatizant ca și copil să afli că ți-ai pierdut părintele.
După care, ok, păi, trece timp, trece ani, trece ani, după care nici nu știu dacă se va bucura sau dacă e recomandat să, sau nici nu știu, va trebui aici eu, să consulți. Eu în momentul ăsta nu știu cum să procedez. Va trebui să consulți un psiholog, părerea categoric, mea, ca să știi categoric cum este de făcut. Crești. Eu mă gândeam că va fi suficient de matură și spuneam la un moment dat, la maturitate, măi, uite cum a stat treaba, erai prea mică să spun că tatăl tău... Na, eu observ că dumneavoastră deja v-ați format ideea asta că veți divorța de Mihai. Bineînțeles, pentru că m-a rănit extrem de mult. Păi de-aia nu mai răspundeai tu la telefon, de câte ori sunam, telefonul era închis, nu? Păi și dacă tot v-ați format ideea asta, doamnă, de ce nu ați acționat? De ce ați lăsat lucrurile să lâncezească așa? Pentru că, uite, ați ajuns în situația asta. Măcar primea și omul ăsta actele de divorț. Stai că eu acum îmi dau seama. Tu din Irlanda, nu? Parcă da. Sunai. Deci apelurile alea la cafenea de acolo erau, nu? Da, aia nu răspundeai tu. Că parcă tu nu primeai niște apeluri și nu răspundeai nici tu la ele. Și tu primeai apeluri? Păi da, eu primeam din alte părți, mai neimportante. Hai, la mine era problema, că mai nu puteam să-ți spun. Sunt prieten din Norvegia, nu pot să... Aș era discuția cu iubita ta mult prea importantă. Exact. Am întrerupt. Acum oricine... Ce frumos te... minți și tu. Da, tu ești sigur? De ce mint? Adică care ar fi minciuna? Da, nu, nu mint. Da, normal că sunt sigur. Vezi, mă? Când ți-am spus că mie păi, mi-era să ceva ce... Adică ce vreau să spui? Ce știi cum tu și nu știu eu? Adică eu stau... Cum ai avut curaj să aduci un bărbat în casă pe care nu-l cunoștem de astăzi? Pe dumneavoastră mă cunoașteți, doamnă? De, aveți așa amploare vis-a-vis de situația eu asta? Eu nu te cunosc, dar mie păi... nu-mi inspiri încredere. Ți nu ți s-a părut un pic ciudat că el, când a intrat în croitoria ta, a cerut expres un costum de ginere? I-am zis că ce model prea el e de mire și a zis că lui place mai aparte, zic, eu îi recomandam așa. Ce, dacă... omul își cumpără, da, dacă are un business, dacă are un ceva, un costum de ginere ca să-l aibă el acolo, în blat, pentru când s-o căsători el. De nuntă, zic, nu. Au, vreau să fie mai special. Da. Special? Costum de adică ginere? Adică ginere. Nu înțeleg unde... Bate. O spune, frate, că toată lumea spune păi n-am ce să spun, adică mi-am făcut un costum pentru ocazii speciale. Păi și așa e minciuna. Dar spune-mi cât ești de sincer tu. Cât ești tu de sincer față de Ana? Cât ești de sincer față de Ana? Adică tu și acum, în situația dată, vii și pretinzi că o iubești, da? Da, și chiar i-am și demonstrat că o iubesc. De fapt, nu, ai început deja această relație, că de vreo 3 luni de zile sunteți într-o relație foarte fericită, nu? Bazată pe ce? Pe o minciună mare de tot. Spune, frate, care e minciuna, recunoaște ce păi care e? Păi de ce nu spui dacă tot mă împungi? Nu știu, eu nu mint, frate, cu nimic. Eu unul mă simt chiar foarte ok, curat. Alex, ce adevăr ai să-mi spui? Nu înțeleg, spune mai repede o dată. Nu, bine, nimic ce să-ți spun. N-am nimic, mai iubita, ce vrei să spun? Ce mi-a spus, mă, că ești mincinos? O să pierzi totul. Dar totul. Păi n-am ce să pierd, pentru că nu știu despre ce minciună vorbiți. Dacă tu într-adevăr o iubești pe Ana, pe fata mea, fii sincer și spune tot adevărul. Zi, mamă, ce adevăr? Păi, n-am ce adevăr să spun, mamă, nu știu. Eu am așteptat să văd dacă vrea într-adevăr să spună adevărul, dar nu vrea să spună niciun adevăr. Da? Dar tu, până la urmă, ești mai prejos decât el? Păi, spre... Păi, dacă ești bărbat de ce nu-i cunosc... Păi, n-am ce să recunosc, mai frate, tu nu înțelegi. Dar tu nu spui nimic. Păi, să demonstreze lumea care spune că mint. Ia zi, Alexandru! Aici te carantina? Aici te carantina, mă, când te cocoșezi! Potolește-te. Stai puțin, cine ești? Bune, gata. Cine sunt eu? Cine ești? Ia cine e? Iubita lui. Ia, hai. Ce? Ți-ai găsit menajeră? Iubita lui? Ia zi-mă. Ha? Mincinosul mincinoșilor, care nu are păi nimic de asta. Păi stai, mă, bă, ești tu, tu cine ești tu? Eu sunt iubita lui. Iubita lui? Da. Care mă? Ce faci, mă? Plantație ce sau? O femeie. Ia zi, Alexandru. Omul ăsta stă cu mine în casă. Cine, mă? Băi, pe bune, calmează-te, deci vorbește, mă, că ți-am zis că te cocoșezi sar pe tine acum, zi! Lasă-mă cu stai! Haide, mă, vorbește! Vorbește! Păi, stai, mă, calmați-vă un pic! Tu ce te faci? Tu ce te faci, că mă fac impulsiv acum? Mai cu calm, bro! O isterică nebună! Băi, omule, tu de-astea faci? Tu stai jos. Deci eu am făcut ce am făcut, sau el, dar tu ce faci aici? Tu pe cine ai adus aici, mamă? E un scenare că nu înțeleg, ai plătit-o pe femeia asta sau ce? Nu e niciun scenare, am sperat un... Tu vrei să mă despart de omul ăsta? Am sperat până în ultimul moment că îți va spune adevărul. Ce adevăr, mamă? E o colerică cu care am avut o relație câțiva ani de zi. Mă, asta era minciuna?
o colerică? Liniștiți-vă. Calmează-te. O colerică? Da, ești ai o colerică. Ai venit în țară să-ți faci costum de mire, nu mai țipa, că nu impresionezi pe nimeni. Nu mai țipa. Nu mai țipa. Când nu mai ești cu tactul și cu hai condamnul fostul. Hai să discutăm civilizat. Ia uite, i-ai zis că ai venit la mine la croitorie să-ți faci costum. A, de mire, voi chiar voi sensori, nu? Ia uzi ce noutăți aflu. Ia uzi. Și te-ai combinat cu da, și sincer, peștera? Chiar mă bucur că nu mă mai însor cu tine. Chiar mă bucur. Sunt foarte fericit că am găsit-o pe ea, pentru că e de 1000 de ori mai femeie decât tine. Tu, băiat finuț, tra-la-la, care vii aici și ne ții nouă prelegeri despre ce e corect, ce e frumos, cum de ajuns tu să te încurci cu fica unui cămătar? Păi ea, uite-te puțin la ea, se pare că ea face parte dintr-o familie de cămătari. Prima dată când am cunoscut-o, sincer, am iubit-o la prima vedere. Să vezi tu că-l suni pe tata acum. Hai, nu-l suna, te rog eu, iubire. Bă, n-ai plecat încă? Nu-l suni pe taică tu. Nu am făcut dau cu astea în tine. Ieși! De ce nu i-ai spus Anei adevărul, hm? Pentru că încă nu finalizasem cu ea lucrurile și, sincer, la început mi s-a părut o distracție. Ce să finalizezi? Că singurul lucru de finalizat... Distracție cu mine? Distracție cu mine când copilul meu vedea în tine un tată? Sincer, mă doare ceea ce spui. Și tu ai făcut o greșeală și ai făcut o greșeală mult mai mare decât am făcut eu. Tu ai făcut mult mai mult rău fiicei tale decât aș fi putut să fac eu vreodată. Te-am văzut în momentul în care a intrat Anca aici că te-ai ascuns în spatele lui. Da, pentru că de ani de zile e o isterică, e o agresivă și dacă încerc să mă apăr, îl pune pe taxul, care e mare cămătar cu 5 cefe să... Păi și tu spui de mine că eu sunt unul periculos, tu ai trăit cu un cămătar în casă? Cămătar? Nu, că n-am stat cu el în casă, dar de teama lui taxul și a familiei, ei a trebuit să stau cu ea ani de zile. Stai un pic! Cămătar, a? Tu, băiat finuț, tra-la-la, care vii aici și ne ții nouă prelegeri despre ce e corect, ce e frumos. Cum de ajuns tu să te încurci cu fica unui cămătar? Păi ea, uite-te puțin la ea, se pare că ea face parte dintr-o familie de cămătari. Prima dată când am cunoscut-o, sincer, am iubit-o la prima vedere. La fel cum s-a întâmplat și pe culmea. Aoleu, ce coincidență! La prima vedere? Dar când ai stat cu pe banii lui tata, tot la prima vedere a fost, nu? Am stat pe banii tatălui tău și după cât m-am recuperat. Da? Câți bani a recuperat tatăl tău de la tine și câtă bătaie am luat eu de la el? Bătaie? Ai meritat? Da? Am, eu meritam? Da. Nu? Foarte frumos. Dați un pic, bătaie? Cum adică bătaie? Da, pur și simplu că am vrut să mă despart de ea, da? Pentru că nu am mai mers relația. Am spus, frate, eu nu pot să stau de frică cu tine. Pentru că una, două, m-a amenințat cu taxul. Recte ca și în ultimele luni. Bă, da, pe bune. Dă-o încolo de treabă, asta e dragoste, această relație, te-a pus să ridici mâna la mine da, să dai mă, dragoste cu năbădă, ia uite, potolește-te. Bă, potolește-te. Dispar, mă, și spală vasele alea. Te potolești? Nu mă pot, bă, dacă băi, nu mai ești bune, de frică. Te isterizezi, aiurea. Ești. Te isterizezi ești de pomană. Ești la bucătărie și... Nu, mă, nu... Ești la bucătărie și spală vasele du-te alea, că ți-ntorc fața invers. Să vezi tu că-l suni pe tata acum. Hai, nu-l suna, te rog eu, iubire. Mă, n-ai plecat încă? Nu-l suni pe taică tu. Nu-mi făcut dau cu astea în tine. Ieși! Adu-mi telefonul, că te calc în picioare! Nu mai țipa, nu te mai esteriza. Uite, telefonul e aici. Dă telefonul! Dar nu-l suni pe taică tu. Așează-te ca să discutăm. Dă-mi telefonul, că te calc pe cap! Te calmezi? Te calmezi? Dă dacă telefonul. Nu-ți dau telefonul. Dă-mi telefonul! Nu ți-l dau. De ce? Nu m-am săturat sincer de bătăile lui taică tu. Dacă nu te calmezi, da? Nu discutăm. Da. Și ale mele? Îți mai amintești de ele? Îți plac? Bă, te calc în picioare, dă-mi telefonul acum. Nu îți dau niciun telefon. Tu știi cum o să ajungi dacă aude tata ce ai făcut? Păi tocmai că nu se audă. Că bă, între patru scânduri dă-mi telefonul, am zis. Acum? Nu ți-l dau. Te calmezi? Dă-mi telefonul și ieși! Te calmezi? Dă-mi telefonul, am spus! Bine, ia, dar te rog, eu nu sună pe... Uite, spăl și vasele, dacă vrei dau și cu aspiratorul, dar nu sună pe taică. Bine? Dă-mi telefonul în secunda asta. Te-ai calmat? Pleacă! Zi să pleci! De ce nu i-ai spus Anei adevărul? Hm? Pentru că încă nu finalizasem cu ea lucrurile și, sincer, la început mi s-a părut o distracție. Ce să finalizezi? Că singurul lucru de finalizat... Distracție cu mine? Distracție cu mine când copilul meu vedea în tine un tată. Da, până, tu te distrai. Până când am cunoscut-o și pe Maria și, sincer, chiar m-am întrebat de tine. Omul ăsta a venit în România să-și facă un costum de mire. Da? Ați făcut cunoștință cu viitoarea lui Sofia. Eu nu înțeleg, dar ce-a fost în capul tău? Era mai ieftin. Dar eu nu știam nimic. Dar ce-a fost în capul tău? Nu știam nimic. Nu știam dacă nimic. El s-a mutat cu mine.
Doamnă! Dar dacă te duci la Croidon, să mă ascultați un pic? El urma să se căsătorească cu ea, nu? Ce foarte și foarte bine. Ca și orice bărbat care se crede el bărbat, ce s-a gândit el? Hai să mai îmi fac o dată de cap înainte de nuntă, nu? Că fraiera, scuzați-mă, da? Cu ghilimelele de rigoare. E în Norvegia, nu mă știe nici vântul, nici pământul. Și uite așa, ai apărut un peisaj. Și ia zi, Alex, când urma să-i spui că nu ai finalizat relația cu Colerica? Ia zi, hai! La telefon erai tare țăpnă. Cât de curând urma să-i spun? Și cam cât de curând era? Și urma să-i spun și ei că nu vreau să mă mai însor cu ea. Ia-ți mă, borfele și dă-i drumul de aici. Auzi, și ceva nu-l dat tu afară, e și casa mea, dar de astăzi nu mai e casa ta. Nu mai e casa mea? Nu. Hai, pa! Ieșiți amândoi. Alex! Ieșiți amândoi că m-am scăpiat. Poți să știi și eu ce înseamnă tot balonul ăsta? De ce m-ai mințit atât? Lasă-mă să îți explic, sincer, nu știu. Ce mai e de explicat? Bulversat și dat peste când cap. Când te-am întrebat prima dată dacă tu ai pe cineva, când eu ți-am spus, ăla-i costum de mire, ce ai zis? Băi, uite, chiar îmi pare rău. Hai că situația ta nu a fost atât de gravă cum a fost la mine. Și pe mine trebuie să mă înțelegi. Crede-mă că și la mine a fost destul de gravă, după cât te-am tras în atâția ani de zile. Trebuie să-mi spui, uite prin ce trec, cum fost, de ce i-ai n-am avut curajul, cum să-ți spun? Cunoști un om pentru prima dată și vrei să vină să-ți spună că mănâncă bătaie de la nevastă și vrea să despartă de ea, dar nu, poate de frică. N-aveam cum să-ți spun chestia asta. Și sincer, după ce m-am îndrăgostit de tine, chiar am prins curaj. De ce? Păi văd că nu ai prins curaj. Nu, am prins curajul să renunț la ea. Sincer, chiar nu am mai vrut să fac nunta, de aceea nici n-am mai plecat în Norvegia. Doar că îmi căutam curajul de a-ți spune ție, pentru că mi-era teamă să nu te pierd pe tine. Măi, în ultimul ceas, tu spune că ce? N-am nimic de ascuns. Ți s-a părut normal? M-am simțit un colțit și n-am zis că n-am putut să... Trebuie să spui da, ăsta e adevărul. Am greșit că n-am spus. Poate te-aș fi iertat. Te-ai gândit măcar la Maria? Da, sincer, la ea mă gândesc și de aceea chiar... Zicem prin absurd că nu aș fi aflat de tine și tu n-ai fi putut renunța la femeia asta. Te-ai gândit la Maria? Că ea deja vedea în tine un tată? N-avei cum să nu afli, pentru că chiar aveam de gând să-ți spun. Uite că nu aveam cum să aflu. Ba, bă, pentru că îți spuneam că eu, ta urma să-ți spun eu. Nu stătea o eternitate plecată și urma să vină. Și chiar vroiam să-ți spun, vroiam să simplific lucrurile. Tu spui că nu ai putut să scapi de ea. Cum aveai curaj să-i spui de data asta? Riscam, pentru tine riscam. Alc, cine crezi că eram? Să-ți iau apărare? Sau nu, dar datorită faptului că m-am drăgostit de tine și pentru că te iubesc și că m-am atașat de Maria, chiar nu mai îmi pasă ce îmi fac. În ultimul ceas ai negat. Am negat, ți-am spus, m-am simțit încolțit și nu știam ce să răspund. Mi-era teamă, pur și simplu. Știi ceva? S-a terminat între noi. Auzi, mă? Tu știi ce i-a spus? Scumpa mea soție prietenului tău de mine? Ce? Că sunt mort. Și eu eram la pușcărie. Dar pentru ce ai făcut o pușcărie, de fapt? Băiat de scurcăreț. Și știi cum e. La un moment dat, mai și pici. Nu erau deloc. Hai, poate îmi lași și mie numărul tău de telefon, te scoală o cafea, că... Te-ai gândit... Știi că nu zici rău? Stai puțin să văd dacă... Că până la urmă cu nevastă ta ce faci? Și asta e adevărat. Oricum nu mă interesează, oricum bag divorț. Adică asta mai e femeie, să mai stai cu ea. Și tu ai făcut o greșeală și ai făcut o greșeală mult mai mare decât am făcut eu. Tu ai făcut mult mai mult rău fiicei tale decât aș fi putut să-i fac eu vreodată. Și totuși sunt dispus să trec peste chestia asta, pentru că te înțeleg foarte bine și mă pun în pielea ta. Am crezut că o să-i fac un bine, văzându-te un om sincer, dar nu. S-a terminat sincer? Tot. S-a terminat tot. Bine, Ana. Crede-mă, uite, ăsta e ultimul lucru pe care să-l mai spun. Tot ce a fost între noi a fost ceva foarte sincer și altceva mai mult de atât n-am ce să-ți spun. Nu lua o decizie acum și gândește-te foarte bine la ce alegi. Așa se mai întâmplă cu băieții descurcăreți. Mai și pică. Ce faci, mă? Tu ai plecat să vorbești cu ăla? Da, în loc să stai aici să vorbești cu mine. Aveam câteva lucruri de lămurit și... Ce aveți de lămurit? Ce poate fi mai important decât fiica ta? Eu înțeleg că nu ți-a căzut deloc bine ceea ce s-a întâmplat cu soțul tău.
dar în același timp, nici cum ai procedat tu nu este în regulă. N-aș fi crezut vreodată că o să trecune așa ceva. Viața e atât de imprevizibilă și nu mă gândesc decât la copilul meu. Păi dacă te gândeai la copilul tău... Este foarte greu. Dacă te gândeai la copilul tău... Nu vorbi. Tu trebuia întâi să te gândești că ai un copil acasă. Ok. Și apoi... Unde a plecat ăla? Se descurcă. S-a dus cu taxiul. Băiat mare, vaccinat, ce vrei să-i fac? Da? Las că mă duc eu după el și arăt eu lui. Mai bine, scapă-mă de el, scapă-mă, că și așa vreau să fie oricum cum a rămas în ochii copilului meu. Mai bine. Copilului tău, tu ești în măsură să vorbești de copilul tău? Voi rezolva împreună cu tine lucrurile astea, fără ca fica noastră să afle. Eu pot să-ți garantez, lasă tonul și lasă-mă un pic să vorbesc. Și ascultă bine, că voi face tot ce îmi stă în putință să întorc copilul împotriva ta. Mă ameninț sau ce? Nu te ameninț, nu ai oameni. Pentru că eu l-am crescut. Ce vorbiți? Eu am crescut copilul, nu tu, atâți ani. Amândoi, doi inconștienți. Tu ce faci? De față cu soția ta? Faci schimb de numere de telefon cu iubita, păi iubitul ei? Păi care soție? Aveți un soție copil? Avem un copil, va fi mama și copilului meu tot restul vieții. Și ți se pare să spui că o să fac tot ce stă în putință să o întorc împotriva ta? Da, da. Nu, nu este normal. Nu este normal. Nu este normal. A suferit mult prea mult Maria, crezând normal că te-a pierdut pe tine. Și nu este deloc corect, normal, etic, cum vrei tu să-i spui, să încerci acum să o întorci și împotriva lui maică-sa. Mai degrabă, gândiți-vă cum puteți rezolva situația de care sunteți amândoi vinovați. Că nici maică-ta nu are o vină în toată povestea asta și mai ales Maria. Și voi vă jucați de-a viața aici cu amante, cu amanți, cu amenințări, cu... Și fica voastră are și va avea de suferit din urma acestei tâmpenii, acestui război. Da, recunosc că și eu am greșit. Voi găsi o cale, cea mai bună cale pentru a rezolva această situație. Voi apela la un psiholog. Voi comunica împreună cu soțul meu. Deocamdată este soțul meu și tatăl copilului meu. Este foarte greu ceea ce s-a întâmplat și greu de explicat copilului. Ceva mă face să cred că fiica voastră merită tot efortul. Bineînțeles. Da. Copilul meu este pe primul loc și așa va fi. Toată viața. Pe un șir lung de minciuni și secrete nu poți construi o relație. Chiar dacă caracterul ludic al Anei poate a atras simpatia multora dintre noi, este evident că și ea a greșit mult. În primul rând față de fiica ei. Fetița a trăit ultimii 3 ani cu suferința că ea nu mai are tată. Bun, rău, totuși este vorba despre tatăl ei, iar Ana nu avea dreptul să își mintă în asemenea mod fiica. Să sperăm că după divorț, cei doi părinți vor avea înțelepciunea să nu se poarte ca niște dușmani în fața fiicei lor. Ajungând la Alex, îl compătimim sincer pentru ce va urma. Însă, când te amesteci cu asemenea oameni, precum cei din familia Ancăi, trebuie să te aștepți că, mai devreme sau mai târziu, apar consecințe. Mai în glumă, mai în serios, lui Alex îi dorim însănătoșire gratnică și apoi putere să se despartă definitiv de Ancăi. Mihai, sper că acum ai de gând să-mi spui ce s-a întâmplat, da? Nu știu, eu și cu băutura nu prea suntem prieteni, dar... Dai seama, n-aș pleca. Știu că mă duc acasă și știu ce mă așteaptă. Ia uite cine mai vine acasă. Am crezut că ai uitat unde stai. De ce nu-mi răspund la telefon? De unde vii? Unde ai fost? Am fost să mă distrez. Yeah! La un moment dat cred că am exagerat băutul. Am adormit, efectiv, n-am vrut, am adormit, iartă-mă. Păi ești sigură că nu are pe altcineva? Se parfumează? Mi se pare ceva normal să aibă grijă de el. Nu cred că ar face asta. Să știi că și eu te-am remarcat, numai că știind că ai soție, nu am vrut să mă bag în seamă. Știi cum e, despre mulți nu mai depinde. Mihai! E colega mea, ce, nu e ceea ce pare. Și vă sărutați pe bune, cum nu e ceea ce pare. Nu te-ai văzut mă tu că ne sărutăm, era pur și simplu asta un îmbrățișat. Asta e bună, cum o faci și nebună? Ce fac ai amici? Și mie mi-e dor de ei. Tu-i copii. Iartă-mă, dar e foarte amuzant. Doi? Da.